Apelul este inclus în limitele naționale. După SUA ne extindem oferta în România, Spania, Italia, Marea Britanie și Franța, astfel încât puteți să ne ascultați programele în cele mai diferite moduri, în funcție de timpul liber. Pentru a asculta live din România programele 24 din 24 oferite sub egida Radio România Internațional în limba română, formați 031-504-0407. Pentru a ne asculta din Statele Unite, formați 716-274-2507. Pentru a asculta programele RRI în limba română din Spania, formați 0911-238-739. Iar pentru a ne asculta din Italia, formați 051-092-0284. Ca să ne puteți asculta din Marea Britanie, formați 0330-606-1303, iar pentru a ne asculta din Franța, emisiunea limba 1 oferită de Radio România Internațional, formați 018-122-0689. Așteptăm opiniile dumneavoastră și vă mulțumim că urmăriți Radio România Internațional. Suntem în programul Bucuzare la București cu informații privind sistemul de asigurări medicale, piața muncii și oportunitățile de angajare, cele privind securitatea socială și sistemul de educație pentru lucrătorii români din Olanda. Mai multe din interviul realizat de Nicoleta Stoica cu atașatul Ministerului Muncii pentru probleme de muncă și afaceri sociale în Olanda, Cornel Gozner. Muncim în Europa. Doamnelor și domnilor, pentru o informare cât mai exactă a concetățenilor noștri, a românilor care trăiesc și muncesc în Olanda, asupra sistemului de asigurări medicale, piața muncii și oportunități de angajare, securitate socială, dar și sistemul de educație, Ambasada României în Olanda, prin grijă atașatului pentru probleme de muncă și afaceri sociale, Cornel Gozner, a redactat un material informativ cu titlul Viața și munca în Olanda. Despre acest ghid, dar și alte amănunte legate de activitatea biroului atașatului pe probleme de muncă și afaceri sociale în Olanda, ne vorbește domnul Cornel Gozner. Bun găsit la Radio România Internațional și vă mulțumim pentru faptul că sunteți alături de noi, domnule Gozner. Bine v-am găsit, frumoare. Vă rog pentru început să ne faceți o scurtă prezentare a activității atașatului pe probleme de muncă din Olanda de data aceasta, pentru că în materialele noastre au intrat informații oferite de atașații Ministerului Muncii în alte state și această problematică nu este peste tot aceeași. Pentru a prezenta activitatea, cred că cel mai bine ar fi să începem cumva cu ceea ce înseamnă comunitatea, care, așa cum a spus și dumneavoastră, este diferită și de partea din alte state, precum Spania, Italia sau Statele Unite. Sigur că există parametri comuni a românilor, cum ar fi cea de statele, și asta este posibil de diferențe și particulare. Primul rând este să spun că vorbim despre o comunitate mult mai mică decât cele din acolo la care am spus în anterior. E vorba de 26.000 de persoane înregistrate în partea de care estimările noastre sunt undeva între 30 și 50.000, având în vedere că vorbim și despre locuri de muncă sezoniere pentru care înregistrarea noastră este obligatorie. Activitatea biroului constă de cele mai multe ori în oferirea de sfaturi și indicații către autoritățile olandeze. Atunci când vorbim despre acuzele angajatorilor,